Deși vremea din ultimele zile nu a fost deloc prielnică mersului pe jos și taximetriștii s-au așteptat să se îmbogățească peste noapte, vasluienile au încurcat planurile. Șoferii de taxi nu au avut deloc profit în această perioadă. Oamenii au preferat să stea mai mult în casă, iar dacă au fost nevoiți să circule, au ales să meargă pe jos. Și asta pentru că o cursă este foarte scumpă, iar ei nu au bani. Nu permiteți un taxi pe vremea asta? Nu prea, la salariul meu. Deci cum nu ne permite cu taxiul, nici cu autobuzul, la urma urmei, vin de la spital pe jos, mă duc pe jos, vin pe jos. La criza asta care o avem și fără serviciu și șomaj, nu prea ne permitem. Preferați cu taxiul? Nu, mai mult pe jos. Șoferii de taxi au așteptat zadarnic călătorii, doar câte un vasluian mai grăbit solicitând o mașină de taxi din când în când. 13, Ana. Senatorul 57. Nici o comandă, nu e nici o mișcare, e frigul mare. Dacă nu sunt bani, de unde să vină? Cu ce să vină? Vine așa și ne duci pe gratis. Dacă lumea nu lucrează, de unde să merg cu taxiul? Merge pe jos, mijlocul transport în comun. Asta este. La nivelul municipiului Vaslui au fost eliberate peste 200 de autorizații de taximetrie, prețul unei curse variind între 1,60 lei și 1,80 lei de bani pe kilometru.